Bună seara și bun găsit la Pulsul Zilei. Vorbim astăzi despre istoria Spitalului Municipal Arad, o carte care apare mâine, va fi lansată mâine. Și l-avem alături de noi pe profesor dr. Alexandru Domnici. Bună seara! Bună seara! Autorul acestei cărți. O să vă rog, domnule doctor, înainte să discutăm despre această apariție, să discutăm despre Spitalul Municipal, despre fondul problemei, despre cum a apărut necesitatea de a avea o astfel de instituție în anul 1775, în Arad. Da. Pe ce fond a venit acest spital? Deci vorbim despre o clădire reprezentativă a acestui oraș, alături de celelalte clădiri care s-au construit mult mai târziu. Ideea construirii acestui spital a venit atunci când numeroasele epidemii de ciumă, de holeră din anii 1732, 38, 36 au determinat populația de atunci deja sub Imperiul Habsburgic, pentru că trebuie să spunem că Aradul a fost eliberat și granița între cele două imperii, Habsburgic și Turc, se trăgea pe râul Mureș. Așa, deci noi deja eram sub stăpânire, cu alte cuvinte, și sub dominația austriacă, astfel încât populația de aici, văzând dezastrele produse de către inundație și de către aceste epidemii, au hotărât ca să construiască un spital. Pe mine acest lucru m-a fascinat cel mai mult, pentru că în acest an, 1775, se produceau în lume și în Arad o mulțime de alte evenimente mult mai importante decât ideea construirii unui spital. Ajungând în Arad, eu nefiind din arădan, ajungând în Arad, m-a impresionat tenacitatea acestor locuitori care, deși erau, hai să zic, în pericol de a ieși din acest oraș, pentru că Maria Tereza voia să mute acest oraș în Pusta Zimandului, mai mult decât atât, au desproprietărit pe Bohuș și a dat proprietățile de la Șiria. Mai mult decât atât, s-a făcut chiar un proiect al unui oraș nou, pe care îl avem și putem să-l arătăm, dar nu vreau ca să vorbesc foarte mult despre carte, pentru că ea va fi citită cu plăcere de arădeni și de, nu numai. Da, era principala problemă, era că orașul este prea aproape de linia de tragere a cetății Aradului. Da, așa. Asta era principala problemă, da, atunci. Deci cetatea a început să fie construită în 1763, s-a terminat în 1783. Și atunci se punea problema și a acestui tir, ca să nu fie nimic în fața cetății, astfel încât să asigure, hai să zicem, securitatea tragerilor. Însă, cetatea nu a fost folosită multă vreme, practic, pentru război, ci a fost folosit mai mult pentru a speria, de fapt, vrăjmașii care ar fi dorit să se apropie de Arad. Și atunci au venit trei oameni inimoși, care au hotărât, deși erau deja vârstnici, au hotărât să adune și să formeze un fond de adunare, respectiv o bază materială ca să o formeze și să facă niște donații. Aceste donații au fost făcute de către numiții Casel Bachterez, Radovici Clara și Casel Iondraș. În total, 4.000 de florin s-au adunat în acest fond de adunare a banilor necesari construirii acestui spital. Ajungând în alte spitale, am văzut și am avut norocul să văd multe spitale unde am și lucrat și am văzut că fiecare spital își are o carte de identitate, care vorbește despre spital, despre organigramă, istoria spitalului și așa mai departe. Asta mă refer la Elveția, Germania, Montreal și așa mai departe. Și atunci am zis, de ce acest spital nu are un astfel de certificat de naștere? Deci această carte de identitate îi lipsea acestui spital, deși o merita din plin. Da, o clădire emblematică pe care o vedem aproape zilnic. Toți arădenii o cunosc, nu cred că sunt arădeni care să nu cunoască vechiul spital municipal, așa încât am spus că hai să încercăm să adunăm niște materiale, deși n-a fost ușor, și să încercăm ca să producem și noi o monografie, să zic așa, o istorie acestui spital. De ce? Din trei motive. Pe de o parte, pentru că este o clădire emblematică care exprimă cultura acestei zone. Pe de altă parte, din cauza miilor și zecilor de mii de bolnavi care au
supraviețuit, eventual au murit în zidurile, între zidurile acestui spital, deci multe suflete au plecat de aici. Și în al treilea rând, și nu în ultimul rând, pentru oamenii în halatele albe, care au trudit și au muncit din greu în acest spital. Deci este un omagiu pios adus celor care au muncit și care s-au zbătut pentru binele altora. Deci este un gest altruist. Am înțeles acum contextul social în care a venit construirea acestui spital, cum s-a ales locația. Pentru că atunci Aradul nu era atât de mare și spitalul se afla chiar la periferia acestuia. Da. Aradul, văzând o hartă din 1752, care este și la primărie afișată, se vede că Aradul semăna foarte mult cu Veneția, pentru că erau o mulțime de canale care străbăteau această locație, astfel încât pe insulițele mici erau niște grămăjoare de case, fără etaj, și în care acești arădeni s-au agățat, în ghilimele spus, și nu au vrut să plece. Și asta m-a îndemnat, de fapt, să încerc să respect ceea ce au făcut alții. Pentru că, realmente, a fost o luptă pentru a se putea construi acest spital. Alegerea locației a fost destul de simplă, pentru că, în primul rând, era un teren uscat. Pe de altă parte, era terenul unui iung, numit iung, mai târziu au fost și alții, care au donat aceste spații și era la periferia orașului atunci. După acest spital, așa urma o pădure, nu din greșeală se numește și pădurice, pentru că era o singură pădure întinsă, care cuprindea cartierele funcționarilor actual și Păduricea, evident. Și pe acolo mergea drumul către Pecica, se numea drumul Vareașii. Deci locația aceasta a fost donată, practic, gratis de către acest iung, iar mai târziu s-au mai extins aceste spații prin donații și prin cumpărări de terenuri alăturate. Cum au mers lucrările? Mă gândesc că aveți câteva referințe și din construire și mai apoi din dotarea acestui spital sau cum au reușit să polarizeze medici, să-i aducă aici și să pornească actul medical în acea clădire. Da. Deci trebuie spus de la început că Aradul, fiind deja sub influența Imperiului Austriac, a început să aibă un alt suflu. Deci, înainte de construirea acestui spital, deja în Arad erau câteva locații, niște case private, în care funcționau 5 medici, vreo 12 moașe. Deci, exista un sistem de sănătate, dar, sigur, la nivel rudimentar. Nu era aranjat și organizat ca un spital. Poate ar fi bine să amintim și bolile. Încă o dată. Da. Ciumă, holeră, deci aici câteva boli specifice acelei perioade. Da, deci aici au fost niște epidemii foarte mari de ciumă, holeră, nu numai în Arad, în general, în această parte de vest a țării, și care au produs victime în număr extrem de mare. Spre exemplu, o dată elementară, în 1801, spre exemplu, a fost o epidemie de ciumă care a dus la moartea a peste 3.000 de locuitori, dintr-un total de aproximativ 13.000 de locuitori, cât număra Aradul la acea vreme. Deci aproape un sfert din populația Aradului a plătit cu viața pentru această boală. Alte epidemii a fost de holeră, spre exemplu. Era o zonă mlăștinoasă, era firesc, drenajele erau slabe, deci holera de foarte multe ori a făcut ravagii în Arad. Sunt bine documentate în monografia lui Locatoșoto sau Galianiu sau Marchi, în care se arată foarte exact numărul morților care au fost victime ale acestor epidemii. Hotărârea însă de a construi acest spital a durat 50 de ani, până s-au adunat banii necesari. Și văzând că din 1775 până în 1802, practic, 1832, s-au adunat banii. Deci sunt 55 de ani. Cu toate acestea, acești bani nu au, deci arădenii nu au contenit să adună și să vrea. Iar presa vremii a oglindit foarte bine aceste strădani ale populației de rând. Populație săracă, în primul rând. Dar oficialitățile și decidenții locali de atunci au
au dorit acest lucru și au manifestat o mare dorință de a construi acest spital, astfel încât după ultima ciumă, așa s-a hotărât, de fapt, luarea acestor măsuri și, bineînțeles, că și potențialul economic al orașului a crescut de așa manieră încât și-au putut permite începerea acestor lucrări. Să nu uităm că spitalul este un spital de 110 metri lungime. Deci, pe vremea aceea, acest lucru era, într-adevăr, un spital foarte modern, în concordanță cu orice alt spital din Europa. A venit construirea lui în paralel cu dezvoltarea economică a Radului. Știm că în momentele acelea marile familii Neumann dețineau deja afaceri în Arad. Da. Ele au mers în paralel, s-au ajutat. Deci întotdeauna sistemul de sănătate este legat de dezvoltarea economică a zonei respective. Și cu, bineînțeles, cu numărul de populație. Începuseră deja comercianții să producă un comerț foarte intensiv pe malul Mureșului, evident. Au început să apară aceste manufacturi, fabrici, chiar, care produceau o mulțime de lucruri importante și importate, iar mai târziu exportate. Apăruse și s-a dezvoltat foarte puternic și comunitatea evreiască, care a avut un efect foarte favorabil pentru strângerea de bani, așa, și în felul acesta potențialul economic al acestui oraș a fost mult, mult mai bun, să ne gândim numai la faptul că Timișoara mai a rămas încă 70 de ani sub dominație turcă. Deci Aradul în acea perioadă, fiind la periferia sau la marginea Imperiului, avea un rol foarte, foarte important. Motiv pentru care s-a și decis construirea acestei cetăți, nu? În timp de 20 de ani s-a construit cetatea Aradului. Practic era un manifest al civilizației occidentale, da, putem spune. Probabil și avea un caracter strategic. Aradul avea un caracter profund strategic pentru că era la zona de deschidere a Transilvaniei, către Câmpia Panonică și, bineînțeles, către Occident. Așa încât populația Aradului, la dorința populației Aradului s-a întâmplat acest eveniment, iar oficialitățile, sigur, au fost foarte implicate în mod direct. Cu titlu informativ vreau numai să vă spun că acești bani când s-au adunat, nu numai, bogații orașului, ca să spun așa, deci familiile Neumann, Andrei și ceilalți au participat la adunarea acestor sume, ci și oamenii mici. Spre exemplu, au fost asociații de femei care au făcut fel și fel de manifestări, de baluri, de binefacere, în care s-au vândut o mulțime de obiecte sub formă de tombolă, așa, care a adunat niște sume. Iar pedanteria adunării acestor sume a mers până acolo încât până la Creițar s-a adunat și s-a înscris aceste sume. Spre exemplu, vă spun, baroneasa Bohuș și celelalte au făcut o coletă de ACG și s-au adunat 16.135 de florin plus 36 de creițare. Deci, vreau să spun, pedanteria până unde s-a dus acest lucru și foarte gândit a fost, astfel încât spitalul după ce a fost construit sau după ce va fi construit să poată să fie și finanțate paturile. Inclusiv s-a mers pe finanțarea patului, mobilier, dotări și celelalte. Și totul până la capăt, nu doar clădirea. Și a fost gândit extrem de profund și s-a format un comitet de construire, astfel încât în 1832 spitalul a început să fie construit prin săparea acestor beciuri imense. 1832, punerea pietrei de temelie, dar vin și războaiele. 1848-1849, Revoluția. Ce a însemnat pentru sistemul medical de atunci fluxul acesta mare de răniți care au venit spre spital? Da. Deci, cele două spitale care sunt în cetate și după care eu am niște informații, că am fost la Viena și am încercat să mă informez, pentru că mă interesează sistemul medical în general și doresc în viitor, așa ca o premieră, să mai scriu, dacă se poate, ceva și despre spitalul din cetate. Nu mai făcea față numărului mare de răniți. Știm că cetatea a fost asediată și de armatele maghiare în 1848, a fost cucerită. De fapt, au părăsit garnizoana austriacă cetatea și în felul acesta Damianici a reușit să intre în cetate. Astea sunt lucruri foarte bine cunoscute.
Numărul răniților a fost atât de mare încât deci în această perioadă spitalul a fost folosit exclusiv numai pentru răniți și deci nu s-au putut interna persoane civile în această perioadă de război. Să nu uităm că aici au fost cantonați și soldați al lui Napoleon, deci războaiele din 1812-1814, deja în timpul retragerii, așa încât spitalul vremelnic în timpul celor două războaie mondiale, nici nu spun că a fost folosit exclusiv numai pentru tratamentul răniților, astfel încât s-au făcut și multe atrocități în cadrul acestui spital atunci când au intrat anumite tipuri de trupe, cum a fost, pe exemplu, rușii care îi căutau pe nemți. Și, bineînțeles, îi căutau peste tot, inclusiv în spital, și am niște documente care atestă că au fost ridicați destul de mulți bolnavi. Nemți, soldați nemți, evident, care încercau să fie ascunși de către populația locală și menajați, evident. Deci, mai mult decât atât, populația evrească a fost, timp de 12 zile a fost marea problemă în august, când Eichmann a venit în Arad și voia ca să organizeze și aici adunarea tuturor evreilor și, mă rog, deportarea lor. Însă n-au reușit din cauza intervenției populației locale de limbă germană. Foarte interesante aspecte care o să apară și din carte și cred că o să fie o lectură plăcută pentru cei care o să o parcurgă. Dacă tot am făcut aceste sărituri peste conflagrațiile mondiale și peste Revoluție, ce a definit perioada modernă, să spunem, cea de după cel de-al doilea război mondial? Ce a însemnat activitatea în spitalul municipal în perioada de până 1989, mai apoi 90 până în prezent? Prin ce s-ar caracteriza perioadele respective? Da, această perioadă am cunoscut-o personal pentru că din 1985 sunt în Arad. Fiul meu s-a născut atunci, deci știu exact data. Și spitalul era cu peste 1400 de paturi. Toate secțiile erau reprezentate și era un spital de referință. În 1981 s-a terminat construirea spitalului nou, deci spitalului județean, și atunci s-a produs scindarea celor două spitale, astfel încât s-au format două spitale. Acest spital municipal, până la această dată, deservea întregul județ Arad și se făceau toate tipurile de intervenții chirurgicale. Este foarte interesant și captivant să urmărești istoria acestui spital în contextul desprinderilor, spre exemplu, ale diferitelor domenii medicale. Spre exemplu, din marele trunchi al chirurgiei au început să se desprindă în această perioadă urologia, ortopedia, chirurgia toracică și așa mai departe. Deci se vede clar momentul în care, cu un decalaj evident față de țările din vest, chirurgia vasculară și așa mai departe, chirurgia plastică, care la ora actuală deja sunt considerate de sine stătătoare. Și iată, astăzi putem să ne mândrim chiar că se fac operații pe cord în Arad, ceea ce este un lucru nemaipomenit, eu așa spun, și sunt fericit că am ajuns această epocă. Dar, în epoca comunistă, ca să mă refer la acea perioadă, în epoca comunistă, sigur, era o conducere pro-comunistă, evident, cu toate că doctorul Covaci, directorul acestui spital, a fost un om deosebit, mi-a fost mentor și eu l-am apreciat extrem de mult, pentru că a știut să manevreze de așa manieră în epoci grele, încât să nu implice nici oameni și să rămână și cu un act medical de bună calitate. Deci, practic, latura umană a rămas și în acel sistem. Sigur că da. Pentru că această castă medicală s-a încercat a fi destrămată de foarte multe tipuri de organisme, dar nu s-a reușit, pentru că noi avem un jurământ special al lui Hipocrate și este firesc să mergem după acel jurământ, astfel încât politicul intervine mai greu între noi. Deși în ultima vreme, sigur, toate se mai modifică, apar și fel de tensiuni și între noi, dar eu zic că este bine să fim adunați. Acest oraș a reușit să facă acest spital prin faptul că a avut coeziune și asta este lucru frumos și interesant. Deci când oamenii s-au asociat și și-au pus în minte să facă un lucru, au reușit să-l facă tocmai pentru faptul că este o trăsătură de caracter și au avut viziune.
Acest lucru este de apreciat astăzi, privind o clădire care astăzi, bineînțeles, că pălește pe lângă clădirile mari construite la începutul secolului al XX-lea, sigur că da. Dar spitalul în sine, așa cum este el, este și astăzi o clădire emblematică a acestui oraș, care merită tot respectul. Mai mult decât atât, am primit o mulțime de e-mail-uri, inclusiv din Noua Zeelandă, pentru că noi am scos un material puțin mai mic față de cartea care deja este în fața noastră aici și care manifestau interes pentru această carte, pentru această lucrare. Astfel încât eu cred că acest spital o să intre sub forma ei istorică, evident, în circuitul de valori ale spitalelor europene și poate chiar mondiale, dat fiindcă nu și-a modificat obiectul muncii. Deci nu a fost destrămat, nu a fost naționalizat, a fost construit de către arădeni, pentru arădeni și a rămas în continuare pentru arădeni. Eu vreau să cred și să sper că generația următoare, care o să vină după noi, pentru că este extrem de importantă, iar Universitatea de Vest Vasile Goldiș, prin faptul că a reușit să implementeze o universitate, și asta este un alt capitol foarte larg despre care s-ar putea foarte multe spune, reușim să ne producem deja proprii noștri specialiști. Aici vreau doar puțin să ne oprim și să facem o paranteză. Da, îi producem, dar oare putem noi să-i ținem aici? Da, foarte bună întrebare. Eu sunt bucuros când aflu că discipolii ai noștri lucrează în diferite clinici sau, mă rog, în străinătate. Însă sunt mult mai fericit atunci când văd că acești discipoli rămân. Și am reușit, cel puțin din cei 8 chirurgi pe care, deci, care au dat examen cu mine și au reușit prin universitate să ajungă chirurgi, am reușit ca să țin din ei 5 în România. Ceea ce pentru mine este un lucru foarte, foarte bun și foarte pozitiv, pentru că, într-adevăr, acești oameni vor ridica, sigur, nivelul de asistență medicală și chirurgicală, în primul rând, dar nu numai chirurgia este cea care merge înainte foarte bine, ci și celelalte servicii. Să nu uităm, avem servicii medicale de gastroenterologie, foarte bune, urologie, care, bazându-se pe tradițiile care deja s-au adunat în acest oraș, o să poată să facă pași înainte. Sigur, trebuie să investim, nu se poate altfel. Exact, dar nici asta nu este o rezolvare ca să plece toți tinerii. Eu am obiceiul să întreb inclusiv de la studenți, pentru că le predau chirurgia și semilogia chirurgicală, ocazie cu care întreb cine, câți vor să rămână și câți vor să plece. Și experiența spune că în ultimii ani numărul celor la care vor să părăsească parcă nu mai este așa de mare în anul 3 și în anul 4 față de etapele care au trecut. Bine, dar s-au mai închis porțile și în Occident. Aici am vrut să ajung. Deci, speculând de fapt slăbiciunea sistemului de la noi, hai să o spunem pe aia dreaptă, și oferindu-le salarii mult mai bune, oamenii sunt tentați să plece și este firesc să se întâmple acest lucru. Normal, fiecare are o viață. Însă, mirajul vestului nu mai este acela care a fost. Pentru că vine o forță de muncă extrem de ieftină din Asia, care, pur și simplu, poți să-i folosești de dimineață până noaptea, fără niciun fel de pretenții și la niște lefuri foarte mici. De exemplu, Norvegia a renunțat la învățământul medical. De ce? Pentru că poate să aleagă oricând alte. Uite, spre exemplu, ieri am aflat că la un concurs de medic specialist, nu vreau să spun în care țară, s-au prezentat 45, în Danemarca, ca să nu spun mai mult, așa, 45 de candidați pe un loc. Păi atunci, de ce să-și mai facă ei universități și facultăți? Dar noi avem această oportunitate și eu cred că merită populația Radului, merită populația comunitară să aibă totuși medicii pe care îi poate forma, medici locali. Pentru că, să nu uităm, că și în epocile trecute, acești medici își făceau cursuri și stagii îndelungate în străinătate. Toți aveau doctorate la Viena, la Budapesta. În schimb, veneau înapoi și depuneau un efort exact. Aici. Și implementau aici ceea ce făceau. Deci toți directorii, toți mari șefi de secții, toți au avut școli renumite din Germania, din Heidelberg, spre exemplu, sau din alte locații și veneau aici înapoi pentru că puteau să își continue meseria.
Bun, acum în finalul emisiunii avem 2 minute să facem reclamă evenimentului de mâine. Așa. Și lansarea acestei cărți. O să vă rog să ne dați detalii despre unde va avea loc lansarea și pe cine invităm noi la acest eveniment. Da. Deci, populația arădeană, cetățenii Aradului sunt invitați să participe dacă doresc și îi interesează. Deci aceasta este, de fapt, pancarta pe care noi o prezentăm, așa, și care o să fie văzută la intrarea în spitale, în diferite, nu știu dacă țin bine. Da, așa. Este bine, se vede pe monitor. Așa. Și în care se vede că mâine, la ora 16, la sala Ferdinand, va fi lansată cartea. Eu multe detalii nu vreau să vorbesc despre carte, că atunci n-ar mai avea niciun rost. Mm-hmm. Așa. Deci, pe de o parte, asta este invitația mare pentru Arădeni. Sigur, poate să participe oricine care dorește și care are ceva de spus chiar, pentru că este o lansare de carte unde oricine poate să spună părerea. Iar lângă ea este cartea nouă, nu este o carte foarte groasă, pentru că nu este literatură, însă a fost adunată cu mare greutate. Asta este, de fapt, cartea, așa. Și a fost tipărită sub îngrijirea Consiliului Municipal pentru un proiect, Istoria Arădeană, care face parte dintr-un proiect mult mai larg, al care vizează cultura și centrul și capitala culturală a Aradului. Așa încât eu mă bucur de faptul că această carte o să apară și o să intre alături de alte și alte cărți în atenția cititorilor arădeni. Domnule doctor, vă urez succes în demersurile dumneavoastră. Sperăm ca arădenii să fie prezenți în număr cât mai mare în evenimentul pe care îl organizați mâine la sala Ferdinand de la ora 16. Lansarea cărții Istoria Spitalului Municipal Arad. Sper să mai ținem legătură aici cu alte aspecte din istoria instituțiilor sanitare. Momentan eu mă ocup și de alte domenii. Vreau să scriu istoria policlinicii, din care am făcut parte, policlinica municipală, despre sănătatea, mă rog, culturii evreiești, despre cetate, dacă se poate. Deci, adun materiale. Mai avem despre ce să vorbim atunci. La vârsta senectuții să am ce să mai fac. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea Pulsul Zilei. Ne mai vedem aici. Dragi telespectatori, rămâneți în continuare alături de TV Arad. Seara plăcută!